Numai bine, surpriză! Suntem luna noiembrie, la Hărțăgan, la munte, undeva la vreo 30 ceva de kilometri de Deva, la 700 de metri altitudine, și avem zmeură în luna noiembrie. Este soiul Delniva, un soi minunat din toate punctele de vedere, gust, mărime și productivitate. L-am cumpărat, anul ăsta e primul an, deja l-am pus în toamna trecută și deci asta este propriu-zis primul an de creștere al lui. La mine aici în solar, a rodit abundent, am tot mâncat și acum are poftă de făcut, încă are zmeură de făcut, aici este și mai mică, uitați, zmeură care tot are de crescut, altele sunt, nu știu dacă mai reușesc să se dezvolte. Uitați, este luna noiembrie, te bucuri de zmeură din belșug. Asta este un curs de dezvoltare, are poftă de viață. Am luat-o de la pepiniera Banat din Lugoj. Mi-a trimis marfă bună, recomand. Da, o smeură frumoasă, foarte frumoasă. Uitați, mare, își păstrează consistența, nu-i acidea. Dulce, bună. Priviți ce frumusețe, încărcătură, luna noiembrie. Asta, da. Hop. Un privilegiu. N-am stropit-o cu nimic. Pământ bun. Și apă. Și încă ar mai rodi. Se poate duce până la mijlocul noiembrie, până spre decembrie, dacă nu dă îngheț sever. Recomand soiul acesta și dacă aveți un pui de solar, să o puneți în solar, pentru mai ales cei care aveți zone în care este mai răcoros, pentru că se poate și afară. Am zmeură, o zmeură galbenă mare remontantă care încă mai are zmeură, dar de niva le bate pe toate. Mi se pare soiul cel mai bun dintre ce am eu. Și încă o dată subliniez luna noiembrie. Și încă ne bucurăm de fructele acestea super sănătoase. Sănătate, prieteni, Doamne ajută!